În primul rând, de pe lista de medicamente compensate care sunt decontate de casele de asigurări, este trei substanțe care erau prescrise pentru hepatita C și transplant de organe. Astfel, statul nu mai decontează medicamente care generează mari cheltuieli și care sunt indicate în mod greșit pentru bolile respective. Alte schimbări se referă la medicii de familie. Bolnavii cronic vor avea acces nelimitat la doctor pentru consultații și rețete, indiferent dacă au sau nu programare. Ceilalți pacienți care vor consultați în afara programărilor plătesc 10-15 lei pentru serviciile medicale și vor primi chitanță. Durata medie a internărilor se reduce pentru orice afecțiune. Cardiologie și diabet 7 zile, bolnav cronic 12 zile, neonatologie, ginecologie, oncologie 5 zile, psihiatrie, nevroze 16 zile, recuperare medicală și ortopedie și traumatologie 12 zile, terapie intensivă 6 zile, chirurgie generală și medicină internă 7 zile, transplant renal 10 zile, sterilitate, infertilitate, 3 zile și toxicomanie 13 zile.